Traficul feroviar de călători se desfășoară în continuare conform condițiilor de iarnă. Mai multe trenuri din întreaga țară au întârzieri, iar unele curse au fost anulate. CFR anunță că în funcție de evoluția fenomenelor meteo și a condițiilor de circulație, pe raza regionalelor Galați și Iași pot interveni restricționări temporare ale circulației trenurilor pe anumite intervale de stații și în următoarele ore. Pe raza regională Iași a fost anulată circulația mai multor trenuri. Programul în zonele afectate de vremea nefavorabilă, inclusiv Dobrogea, se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de CFR. În funcție de evoluția fenomenelor atmosferice, sunt posibile și alte decalări în programul trenurilor.